Seara bună tuturor, mă rog, bunor tacilor, având în vedere că în seara asta o să discutăm totuși puțin despre Minerit, mai mult despre administrație politică, pardon, administrație locală, să intrăm un pic și în sfera politicului. Mi-am permis totuși să spun mă rog bun, deoarece am un invitat care și-a desfășurat cea mai mare parte a carierei sale în Minerit, domnul Costel Postolache. Mă rog bun, domnule Postolache. Mă rog bun noastră și celor care ne cunosc că am lucrat în Minerit și vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o. Dar o să avem câteva referiri, bineînțeles, și la Minerit, că nu putem trece chiar așa de ușor peste tot ce înseamnă Mineritul. Dar înainte de a intra în discuție cu invitatul meu din această seară, aș vrea să vă spun că ceea ce s-a petrecut zilele astea în urbea noastră mi-a amintit de un celebru film numit Zorba Grecul, în care actorul principal, Anthony Quinn, la un moment dat a făcut o remarcă, zic eu, senzațională: I think I was in paradise, adică se credea în paradis. Așa m-am simțit și eu când am ieșit prin oraș, am văzut o grămadă de lumini și luminițe, am crezut că sunt în paradis, dar după aia mi-am dat seama că de fapt sunt în Las Vegas și din Las Vegas m-am trezit la zilele orașului Petroșani. O acțiune senzațională în care fumul de la mici a fost omniprezent. Au fost de asemenea prezenți foarte mulți, să le spunem cu ghilimele de rigoare, artiști. Nu am crezut niciodată că în România anului 2013 pot să existe invitați la asemenea sărbări care să facă playback până și la vioară. Sunt foarte dezamăgit de ce s-a petrecut. Mă refer ca spectacol, să spunem că primăria Petroșani, prin faptul că a alocat o sumă considerabilă pentru acest spectacol sau desfășurător de programe, merită tot respectul, cu merită tot respectul ceea ce au făcut pompierii, cei de la teatru, cam tot ce a însemnat pentru copii, dar repet, din punct de vedere artistic, cei care au cântat, o spun cu toată sinceritatea, am rămas profund dezamăgit. Nu este posibil să plătești asemenea artiști care vin și fac playback chiar și la vioară. Repet, o să vă dau câteva imagini înspre finalul emisiunii sau ceva mai târziu, în care să vedeți că poporul ăsta este pregătit să vadă spectacole adevărate. Este un popor pregătit să vadă artiști adevărați, să asculte artiști adevărați, să cânte alături de artiști adevărați. Chiar români fiind, deci nu este nevoie să aducem formația Queen, să spun așa, să cânte la Petroșani și să adune câteva zeci de mii de spectatori, dar în același timp nu cred că este prea indicat să aruncăm banii pe geam pentru niște artiști, cu ghilimele de rigoare, până la urmă de 2 lei. Am văzut două lucruri care m-au dezamăgit, repet, unul pe care taicăsu, încerca să limite pe taicăsu, un fost mare cântăresc de muzică populară în țara asta, iar lângă el o tipă făcea playback la vioară, și am mai văzut o formație compusă din doi oameni, unul alb și unul de o altă culoare, care pur și simplu nici nu știu ce căutau pe scenă, îmbrăcați, pe lângă faptul că erau îmbrăcați prost, cântau foarte prost, fără nici cea mai mică tentativă de a cânta ceva și de a avea ceva voce. Tot ce era interesant în ei, două dansatoare undeva în spate, care și-au rupt pur și simplu și raspinări încercând să atragă privirile celor care s-au adunat în centrul municipiului Petroșani. Cu aceste sărbători, încă o dată demonstrăm că în România avem două lucruri omniprezente: fumul de la mici și ciorile. Haideți, domnule Costel Postolache, să vorbim totuși ca și consilier local. V-a întrebat cineva de artiștii pe care au fost chemați la aceste, să spunem așa, mari festivități? Nu. La momentul în care în ședința Consiliului Local ni s-a adus la cunoștință că primăria municipiului Petroșani vrea să organizeze zilele orașului, ni s-a solicitat să aprobăm doar o sumă de bani, pe care am aprobat-o și acum știe toată lumea
este în jurul la 1 miliard 430 de milioane vechi, cu tot ce a însemnat zilele orașului. La vremea respectivă, când s-a pus întrebarea care sunt artiștii, s-a dat răspunsul că încă nu erau stabiliți. Vreau să vă spun că trebuie să fiu de acord cu dumneavoastră, fiind și cetățean și sunt și iubitor de muzică. Am urmărit și eu cu viu interes aceste manifestări și culmea este, acum cred că dacă ați văzut, o formație de aici, de la noi, din Valea Jiului, Harmony, a fost cea care a însuflețit ziua de sâmbătă. Oameni de aici, din zonă, au cântat live și au fost aplaudați la scenă deschisă. Nu este normal ca să dai sume atât de mari de bani pentru a face playback. Asta și un copil mic, dacă îi pui să învețe un cântec, îi pui CD-ul să îl dea pe scenă și el să... Și tot scheletul, din ce am urmărit eu, că nu... Când văd fum de mici așa și astea mă produce așa o disgrație totală, pompierii, care sunt o unitate până la urmă respectabilă în orice localitate unde ei activează, nu? Deci au activitate, nu știu ce salarii au, dar nu cred că se pot mândri cu niște salarii foarte mari. E un detașament disciplinat, e un detașament disciplinat de, nu de ieri, de astăzi, de, au o istorie de, iată, 100 și... Da, 100 și ceva de ani. 120 ceva de ani, parcă, de la înființarea acestor detașamente. Au, este prima oară, chiar mi-a plăcut când am văzut că au manifestat prin oraș. O grămadă de actori, artiști, au defilat prin oraș, ceva foarte, foarte interesant. Dar am impresia că ce a fost alocat pentru cei care chiar reprezintă ceva pentru orașul ăsta, pentru comunitate și care chiar îi impresionează. Am văzut, de exemplu, actorii de la Teatru de Stat, care pur și simplu au avut o desfășurare de forță prin tot orașul. Era un actor, îmi pare rău că îmi scapă numele lui și îmi cer scuze, pe Catalige, deci era o grămadă de copii în jurul lui. Și cred că la acești oameni, până la urmă, mă rog, nu știu dacă ei au făcut-o neapărat pentru bani, dar nu știu care au fost beneficiile lor, dar ca să chemie pocnitorii astea de artiști, că acum n-am nicio treabă, dar în vremurile, în tinerețile mele, când mai ieșeam cu băieții la cât un metru pătrat de halbe de bere fiecare, cânta mai bine, cred că, decât, și o spun cu toată tăria, decât cei de la Alb și Negru, deci care o totală, cum să spun eu, inspirație. Deci nu, varză. Deci mie mi s-au părut varză. Și să vii să cânți la zilele orașului, ceea ce cânți toată ziua, la radio, la TV, pe oriunde de același lucru, și să dai niște sume enorme de bani, mie mi se pare ceva ieșit din comun. Dar ce vreau să zic, oare de ce nu se cheamă artiști care totuși au ținut spectacole cu bilete? Că ăla e artistul adevărat. Într-o să rog regia, până mai discutăm, să pregătească un spectacol a celor, pe vremea când eram noi mult mai tineri, așa să zic, că suntem totuși apropiați de ăsta, de la Cenaclu Fraca, să vadă lumea cam ce însemna un spectacol atunci, un spectacol cu 4-5 mii de spectatori. A fost un spectacol în 86, dacă nu mă înșel, în Petroșani, sper să nu mă înșel, la Stadionul Jiu, unde au fost peste 5-6 mii de, cu Adrian Păunescu. Da, exact după explozia din, da? De la Vulcan în 86. A, așa. Da, da. Au fost 5.000 și ceva de spectatori. Mi-amintesc și acum, biletul, atenție, atunci a fost 20 de lei. Așa este. Deci care era în vremea aia o sumă destul de mare, 20 de lei. Și totuși au fost 5.000 de spectatori, deci lumea vrea calitate. Dacă este în regie filmulețul gata, chiar i-aș ruga să-l dea, să vedeți, așa, să facem un fel de intro în ceea ce reprezenta odată spectacolele în această țară. Dacă regia nu este gata...
Da, deci, iată, domnule Costel, ce spectacole făceau românii pe vreme. Deci, românii sunt oameni pregătiți să vadă artiști adevărați, să cânte, să simtă muzica, să cânte odată cu artistul de pe scenă, să-și plătească bilet. Dar cred că preferăm tot felul de matrapazăcuri din astea așa ieftine, să aducem tot felul de pocnitori de artiști, că probabil, cine știe, că cu artiști adevărați, cu Tudor Gheorghe, cu nu știu cine să mai zic acum pe la noi prin țară așa, probabil nu poți să faci tot felul de înțelegeri. Corect. Aveți dreptate. Eu aș vrea să ne întoarcem puțin în timp, pentru că am lucrat mult timp și în activitatea sindicală. Eu nu spun că nu sunt bune acest gen de manifestări. Și dacă ne întoarcem în timp, lumea ne dă dreptate, pentru că atunci când eram noi o forță sindicală în România, acest gen de spectacole erau susținute de noi, de sindicate în Valea Jiului. Primăriile prea puțin se ocupau, prea puțin alocau sume de bani. Și cred că atunci totuși erau spectacole de o calitate mai bună decât ceea ce este acum. Acum foarte mulți dintre artiștii care au venit în Valea Jiului vin doar pentru bani. Doar pentru sume de bani și probabil și alte lucruri, dar calitatea lasă de dorit. Eu nu numai spectacolul de anul acesta, ci și cel de anul trecut. Să știți că au fost formații care tot așa n-au cântat live și au cântat foarte prost. Dar cred că este greșit la administrația publică locală faptul că nu este cineva specializat în așa ceva. Sau nu se face un contract cu o persoană care se pricepe. Dom'le, adijur ca se pricepe la asta. În bugetul de anul ăsta prevăd pentru anul viitor, uite, și facem din timp. Vorbim cu nu știu ce formație, cu nu știu ce cântăreți, dar cu pretenția să se cânte live. O altă variantă ar fi, și eu întotdeauna am fost pe această idee, avem foarte multe talente în Valea Jiului. Foarte, foarte multe talente și arătați mai înainte despre Cenaclu Flacăra și cred că foarte mulți din cei care ne privesc știu că am avut, Dumnezeu să o odihnească, Tatiana Stepa, care a cântat la Cenaclu Flacăra și pe timpul acelor imagini. Avem un tânăr din Lupeni, tânăr, se apropie de vârsta noastră, iasă la pensie și la anul acesta, Florin Paul Camen, care a cântat în Cenaclu Flacăra și are niște cântece deosebite despre mineri și în special despre evenimentele care s-au întâmplat la Vulcan, la Dâlja. Oameni și nu numai ei, avem și alte genuri de muzică, dar pe ei valoare nu se pun. Să vedeți că dacă vă uitați, sau dacă ne uităm puțin în urmă, nu l-am văzut pe Florin Paul Camen invitat la aceste evenimente la Petroșani. Nu am văzut alți artiști de aici, de la noi din zona, să vină să cânte. Și sunt foarte, foarte mulți. Și în special copii. Pe copii ar trebui să se pună foarte tare baza. Și de aia spun, s-ar putea face, numai cred că este și o lipsă de interes, nu este o pregătire, sau poate sunt și alte lucruri care nu le știm noi. Bine, în general, lumea se gândește tot timpul la alte lucruri, dar până la alte lucruri sunt așa destul de informat. De exemplu, un concert. Dar bine, nu participă la sindrofii din astea cu fum de mici și cu cărnați și cu coastă de porc prăjită în ulei de la Sleios acolo. De exemplu, Tudor Gheorghe, pentru un concert la, să spunem, Casa de Cultură, tariful este 3.500 de euro. Deci ca să o luăm așa. Dar cei care participă pe la sindrofiile astea, cred că sub 1000 de euro nu vin să facă o jumătate de oră playback. Vin și încasează, s-au plecat. Eu zic că mult mai mult cer. Nu știu. Deci, eu vă spun că dacă o să intrăm pe un site undeva și o să vedeți, sunt dintre cei care au participat la zilele municipiului Petroșani, la zilele orașului, care au tarifele mai mari decât Tudor Gheorghe. Ori eu vreau să vă spun că am fost la ultimul spectacol pe care l-a susținut în 2012 Tudor Gheorghe la Petroșani. Din punctul meu de vedere, pentru un act de cultură, nu a fost un bilet prea scump, 70 de lei.
față dar de... Dar Gheorghe, mă sfească, da. Umple sala Palatului. Acum, din cei care au cântat la Petroșani, nici toți la unul cred că nu umplă sala Palatului. Așa este. Deci, așa este. O să avem și niște imagini cu Tudor Gheorghe, ca să nu părăsim sfera asta, dacă din regie sunt gata. Deci, ca să vedeți ce înseamnă totuși un artist adevărat, care... Bun, l-am luat din întâmplare. Mai sunt o grămadă. E ansamblu Telurman, ansamblu... Mă, nu știu cum se numește, de pe la Mol. Sunt o grămadă de artiști adevărați care... Bocșa. Bun? Da, așa este. Este Ioan Furduiancu. Știți cât? Da. Am vrut să fac un spectacol cu Ioan Furduiancu. Bun? Deci, ca să vă zic cât costă Ioan Furduiancu, 2000 de euro. Deci, Ioan Furduiancu, atenție. Deci, nu-i fiul nu știu care a cântat el odată și vine cu una care scârție la o vioară electronică lângă el și face playback la vioară. Că sunt niște lucruri totuși absurde așa să faci playback și pe muzică populară. Bun, deci asta chiar e dusă la... Regia, dacă e gata filmulețul cu Tudor Gheorghe, să vedeți ce înseamnă un artist adevărat care știe să cânte și muzică populară, atenție la sala Palatului, în prezența a 5500 de spectatori. Cu trei flori într-o basma, măi dragă mărine. Cu trei flori într-o basma, mărine, mărine. Ștergea ochii și plângea, măi dragă mărine. Și plângea, mărine, mărine. Și la flori să spovedea, măi dragă mărine. Și doar fi la moartea mea, mărine, mărine. Să-mi aduci o viorea, măi dragă mărine. Zi! Să-mi aduci o viorea, mărine, mărine. Să spui dragostea mea, măi dragă mărine. Să spui dragostea mea, mărine, mărine. Te-am iubit pe dumneata, măi dragă mărine. Zi! Cam așa arăta un spectacol adevărat, un artist adevărat, 5.000 și ceva de spectatori la
sala 4, atenție, plătitor, că ăsta e cel mai important lucru, ce și oameni plătesc bilet ca să pătrund acolo. Domnule Postolache, trecem un pic așa și în lumea politică și... Cu cea mai mare plăcere. Ca să începem cu începutul, cum de-am ajuns să facem emisiunea asta? Că am văzut în Cronica Văjului de săptămâna trecută un articol măreț așa, că ăsta mi-a și sărit în ochi. Evita Perón împiedică în calea lui Siminel în ocuparea totală a Petroșani. Este un articol amplu aici. Inițial am contactat pe cei care au scris și ați fost dumneavoastră repartizat să discutăm despre, nu numai despre acest lucru, despre și alte lucruri care se petrec în orbea noastră. Am citit și eu articolul respectiv și vreau să vă spun că persoana despre care este vorba, consiliera Lavinia Grigoriu, n-are nicio vină sau n-are absolut nimic în legătură cu ceea ce s-a întâmplat la ședința din Consiliul Local de luna trecută, din luna mai, din 29 mai. Pe ordinea de zi care a intrat în mapa consilierilor, în prima fază a fost vorba de vreo 22 de puncte, printre care la punctul 18 era vorba de aprobarea unei concesionări prin negociere directă a unui teren în suprafață de 12,25 metri pătrați, situată în strada Avram Iancu, pentru extinderea unui spațiu comercial. La punctul 20, un alt proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unei parcele de teren în suprafață de 153 de metri pătrați, situată în strada Nicolae Bălcescu, în scopul amenajării unei terase sezoniere. Din discuțiile pe care le-am avut cu colegii și mergând în teren cu o parte dintre dumnealor, am constatat că la cele două puncte se distrugea zona verde, dacă noi, consilierii, aprobam acest lucru. Ca atare, consilierii de la PSD am stabilit că ne abținem la cele două proiecte. Lângă noi, vreau să vă spun că a mai venit și consilierul PPDD, domnul Toma, care la fel a votat. Trebuie specificat faptul că la ședința respectivă, din 19 consilieri, au fost prezenți 17. Pentru a putea trece aceste două proiecte, erau nevoie de 13 voturi. Vreau să vă spun că atunci când s-a ajuns la punctul 18, noi cei patru consilieri PSD, pentru că domnul Rus era președintele de ședință, un consilier este președinte de ședință timp de 3 luni de zile, acum este rândul domnului Rus, noi cei patru consilieri, inclusiv lângă noi domnul Toma, ne-am abținut de la acest proiect. Consider că s-a făcut o greșeală și o să vedeți că îmi veți da dreptate că la următoarea ședință, când se va citi procesul verbal de pe ședința aceasta, vor avea loc niște discuții. N-au fost numărați decât 4 din 5 care s-au abținut. Dacă era numărat și cel de-al 5-lea, nu trecea proiectul numărul 18. Probabil văzând că suntem 5-5 care ne abținem, e același lucru, că votezi împotrivă sau că te abții, nu trec voturile pentru. Cei din cadrul primăriei au retras proiectul 20 pentru, despre care scrie și în ziar. Este vorba de mărirea, de amenajarea unei terase sezoniere a omului de afaceri, domnul Iordache, și l-au retras de pe ordinea de zi. Fata de acolo nu are nicio legătură cu ceea ce s-a întâmplat. Deci nu i-a hotărât, nu i-a făcut absolut nimic. Consider că nu e ceva, să spun, de senzație, că și mi se pare un pic prea făcută legătura cu Evita Perón. Probabil. Da, e un pic. Da, forțat comparația între... Nu, deci noi am fost consilierii care am mers pe teren și am stabilit, domnule, noi ne abținem, nu mai suntem de acord cu să nu mai avem zonă verde, să nu mai betoane,
Cred că ar fi fost indicat întâi să vedem pe cineva să planteze copaci și să facă o zonă verde și după aceea să vină să-și construiască, să facă tot felul de construcții. Bine, articolul este mult mai amplu. Acum, dacă doriți așa să discutăm, să spicuim câteva lucruri din el, fără să-i aducem nu știu ce acuze lui Siminel Constantin Ordache, că nu acum să ia telefon în direct sau să îi cer și lui părerea. Dar ce este important e că ce apare în articol e că într-adevăr domnul Siminel cam a cucerit orașul așa, cam tot ce mișcă în orașul ăsta al lui, de la haine, la mâncare, la locuri de distracție, acum aș mai face și un strand. Strandul ăsta, dacă știți, a fost votat în Consiliul, da. Așa, sau cum? Da, deci tot era așa... o zonă verde, sau cum era? Nu, este o zonă unde au avut loc construcțiile care, unde se află cu blocul lui Alin Simota. Practic era o zonă verdeață prea puțin, nu era o zonă amenajată, să spunem. A venit, a solicitat-o și... Acum, ce vreau să vă întreb, dar cum se face că tot el solicită? Asta e o enigmă și pentru mine și pentru mulți alții. Adică și pentru mine este o enigmă. Terenurile astea care, mă scuzați că vă întreb ca să înțeleagă telespectatorii, pe care le posedă primăria, să spunem, nu că sale primăriei. Astea nu ar trebui afișate undeva, să știe toată lumea. De exemplu, poate, bine, nu-i cazul meu, că pe mine nu mă interesează. Dar să aminte că probabil vrea altul să-și facă ceva, nu știu, nu neapărat unul. Cum le descoperă Tosimi? Asta este interesant. Toate bucățile astea micuțe așa de teren, peste tot le descoperă tot el. Este greșeală pentru că nu există o hartă a municipiului Petroșani prin care să se spună sunt parcelele de teren respective X, Y, Z, W, nu știu cum vor fi ele numerotate, unde cine vrea să vină să investească, poate să vină să investească pe anumite parcele. Probabil prin legături, prin relații, a ajuns să știe că terenul ăsta nu este al nimănui. Sau o harta e la el la Chiops. Nu știu, nu pot să știu. Eu cred că e la el la Chiops și cred că seara se tot gândește oarece aș nu trebuie să fac pe bucățica asta. Într-un fel, tot respectul pentru modul ăsta de lucru, să te descurci atât de bine. De exemplu, n-am, că după aia n-aș vrea să fiu, să spună numai că țin cu ceilalți care și-au făcut ștranduri pe aici. Bun, unul și-a făcut ștrandul pe un vechi ștrand, ăla la Lupeni, domnul Milu, și-a făcut tot pe ștrandul vechi, nu? Simi a găsit hodorong tronc în buricul târgului, să spun așa, un teren, care din întâmplare era el acolo uitat de timp, nu știa nimeni că e și zonă verde, chiar lângă Chiopsul lui. Deci chiar lângă localul lui, așa, s-a nimerit. Eu n-am să mă opun niciodată, indiferent că se numește Ionescu, Popescu, Vasilescu, Georgescu, nu vreau să dau niciun nume, la cineva care vrea să facă o investiție, care să fie o investiție corectă. Și repet încă o dată, fără distrugerea de tăiere de copaci, de distrugere de zona verde. N-am să mă pot opune la ceva care este, eu consider că este în beneficiu locuitorilor de aici din Petroșani. Însă tot la fel, nu mă va putea obliga nimeni, indiferent că e partidul, că este președintele partidului, să votez împotriva la ceea ce cred eu că este bine. Pe mine m-ar fi bucurat ca în locul ștrandului sau în loc de altceva să se fi făcut și o fabricuță de câteva locuri de muncă. Bun, da. Repet și vă rog să mă scuzați că tot da. Intervin. N-ai cum să-ți faci o fabrică, de exemplu. N-ai cum să-ți faci ceva în oraș din moment ce nu știi unde și numai anumite persoane știu. Deci asta... Bun, acum, de exemplu, primăria Petroșani ar fi o chestie de senzație, cred eu, să scoate așa harta terenurilor care au fost date în concesiune sau, mă rog, cum se numește, la absolut toți. Și probabil am rămâne șocați așa de faptul că până la urmă să admitem că și autoarea articolului are parte de dreptate. Nu poți să găsești numai tu că te numești cumva terenuri și să-ți faci numai tu, ba un club, ba
Ștran, ba nu știu ce, ba nu știu cum. Bun, acum haideți să discutăm și omenește. Cum mai poți concura cu el în ideea în care ele au într-o concesiune, nu știu pe ce sumă să dau terenurile astea? Alea se stabilesc de către primărie, funcție de zone, în funcție de... Așa, probabil da. Spune da. Acolo că are și nu știu câte zeci de angajați și îi se iau o sumă modică, nu? Și cum te mai bați tu, de exemplu, să vreau să-mi deschizi stran, să mă duc să cumpăr un teren la unul privat, să zicem prin absurd, sau să închiriez un teren care trebuie să dau o grămadă de bani. Bun, își deschide Strand. N-am nimic împotriva Strand, n-am nimic împotriva nici clubului, deși dacă mă uit pe aici, pe comentarii la articole și prin ce mi-apar acum mie, uitați cum îmi intre deja 5 mesaje primite de când am deschis subiectul ăsta, acum că uitați, mulți îmi spun că nu se vede online, regia, vedeți că nu se vede online ce vorbim. Îmi spun că trebuie verificat că la Cheops consumă alcool minorii, că dimineața, în loc să meargă la școală, stau în club. Deci acum o să stea și în club și în ștran. Mă gândesc că când pleacă copilul la școală dimineața, o să caute părinții în ghiozdan, bai slipul la tine, că când dă soarele la 10 după blocul lui Simota să dea în apa de la ștran, să-ți iei slipul pe tine, tată, faci o băiță frumos la ștran, după aceea te duci la club, mănânci un sandwich, mănânci... Bun, cam în ce lume trăim? Referitor la ceea ce spuneați, eu mă angajez în fața dumneavoastră ca împreună cu o parte dintre colegii din Consiliul Local să solicităm primăriei un raport prin care să ni se aducă la cunoștință de toate unitățile tip Cheops, tip restaurante, la faptul că nu deranjează vecinii, că îndeplinesc condițiile cerute de lege, că dacă dau drumul la muzică, nu se aude în afară. O să cerem acest lucru, că acolo ce am văzut eu se leagă și de faptul că vor să închidă nu știu ce alt restaurant care deranja vecinii, dar al lui Simi nu deranjează. Sau... O să cerem un raport să vedem dacă toată lumea, toți care, și fără răutate, toți care au deschise, să se aștepte că o să solicităm să se facă controle dacă se respectă în tocmai contractele care le au. Bun, n-am nimic personal cu... Nici eu. Eu n-am zis, nu le și nici nu, indiferent cine este. Dar totuși, câteodată, e prea mult. Adică, stai domnule un pic, am avut o discuție cu niște tine, nu vreau să le dau numele că ăsta, să nu-i pun așa într-o postură, și mi-a spus, zice, domnule, am ajuns să ne îmbrăcăm, să mâncăm, să ne distrăm, am o facem și baie la el, o să acapareze toate terasele și tot. Bun, nu e o chestie de-a, să le facă. Dar, repet, chiar numai el trebuie să aibă tot. Sau cum se face? Eu repet, eu în opinia mea cred că el are o hartă, altfel nu-mi explic cum găsește el. Am mai găsit și pe constructorul lui pe acolo, după câte am înțeles, niște terenuri. Unde a fost când n-au apărut la noi, probabil o să apară. Și cred că, dar deja ați luat, cred că nu erați noastră la primărie. Da, se poate. Bun, eu cred că el are harta terenurilor disponibile în Valea Jiului, așa, și pur și simplu spune, bă, ia să mai fac eu ceva aici, mă gândesc eu, sau nu sunt scoase, repet, în concesiune, probabil decât când acumulează destule resurse financiare să poată să facă asemenea lucruri. Plus de asta, hai să fim serioși, bun, în afara construcțiilor, să le dea Dumnezeu să ridice, să fim plini de ștranduri și cluburi aici în Valea, că și așa tot visăm să fim o zonă turistică, dar iată că nu am avut niciun turist, că, apropo, la primărie, câți bani au intrat din turism? Din turismul din iarna trecută. Foarte puțin. După sărbătorile de iarnă au scos tunurile de zăpadă și tot. Eu acum n-aș fi vrut să ating subiectul ăsta, dar dacă tot m-ați întărâtat, o să spun. Mineritul este în situația în care este. Trebuie pus ceva, făcut ceva și alternativă. Rău este că, spuneam, aveam niște discuții cu anumiți oameni de afaceri care se plângeau că nu mai sunt bani la companie, nu mai au de unde să ia nimica.
Dar n-am văzut pe cineva care a avut contracte cu Compania Națională a Huilei să vină să spună, bă, anul ăsta eu am luat, dau un exemplu acum, am câștigat din contractele cu compania 1.000.000 de euro. Din milionul ăsta de euro, uite, 200.000 pun la bătaie și fac o fabricuță de făcut curele de ceas sau curele de pantalon. N-am văzut pe nimeni să facă, să pună ceva. Dar, în schimb, toată lumea vine și plânge că nu mai au de unde să ia. Trebuie să înțelegem că acolo, dintr-un sac de unde tot iei și nu mai pui nimic, se termină odată. Și acum toată lumea stă și, bă, n-avem de unde. N-am nimic de a face, domnul Postolache din Valea Jiului. N-au reușit să facă o publicație, să spun ceva. Noi ne zbatem la KTV să devenim regiune, să explicăm ce se întâmplă. Doamne, iartă-mă, să devenim regiune, să devenim televiziune regională, că am primit aprobare. Se vor face niște investiții enorme ca să fii văzut în Deva, în Timișoara, în Reșița, în Calea Severin și pe unde să mai fim noi văzuți. Dar în rest trebuie să fim serioși, nimeni nu dă niciun ban pentru imaginea Văii Jiului. Asta este greșit. Dacă noi nu ne promovăm, nu vine nimeni să ne promoveze. Trebuie să înțeleagă și oamenii de afaceri, și administrații, și sindicate, dacă este nevoie, dacă mai există putere financiară, nu știu, că sunt plecat de atâta timp din sistem. Dacă nu ne ajutăm, noi nu vine nimeni să ne ajute. Noi trebuie să fim cei care să ne organizăm și să facem ceea ce trebuie făcut. Dom'le, dacă este nevoie la televiziunea Capital de o sumă de bani să facă un documentar, punem toți mână de la mână sau dacă nu pe stradă. Pe mine să știți că m-am bucurat ce am văzut la Giurgiu zilele acestea. Cred că ați văzut și dumneavoastră emisiunea cu fiecare care donează o cărămidă de un leu să construiască un centru pentru copiii care nu au părinți. Este un lucru extraordinar. Așa ceva trebuie să fim și noi deschiși să facem. Bine, la noi, să facem un filmuleț, da. Că Valea Jiului este la noi, la noi, de exemplu, se consumă foarte mulți bani pentru a se critica unul și altul din zonă. Deci se bagă bani enormi în treaba asta. Asta una legat de chestia, Doamne ferește, cu oamenii de afaceri care să facă ceva pentru Valea Jiului. Asta este exclus din punctul meu de vedere. Dar, repet, nu am nimic cu nimeni, să nu fiu înțeles greșit. Dar cum poți să dezvolți totuși Valea Jiului? De ce nu s-a scos terenul, repet, unde e viitorul ștrand, așa, care nu va avea funcționalitate decât cine știe câteva luni pe an sau mă rog? Dacă îl scoteai la licitație sau mă rog, sau spuneai de existența lui la toți oamenii grei din țara asta, să se gândească vreunul, să spună, băi, în buricul târgului vin acolo și fac nu știu ce. O clădire în care venea, să zic, IBM-ul și își făcea un sediu, poftim, sau venea Chevron-ul, hai să uite că vorbim tot de gaze de șist tot timpul, venea Chevron-ul, își făcea un sediu în Petroșan și căuta gaze de șist și la noi, sau firma aia veche care a venit odată și a vrut să concesioneze, că trebuie să vă mai amintiți, terenurile miniere, câmpurile miniere, ca să exploateze gaz. Panonian, da. Firma americană. Uite, puteai să le spui, da, uite, avem un teren în buricul târgului, veniți aici, creați 200-300 de locuri de muncă. Bun, în ritmul ăsta am văzut și rezultatele fantastice din turism, că am înțeles că clocă bugetele locale de bani încât cu banii încasați din turism. Deci cam asta e situația. Bun, una peste alta, că se construiește, că nu se construiește. Nu, dar eu vreau ca să ajung la chestia cu turismul. Când am ajuns consilier local, m-a interesat și pe mine acest proiect numit Turismul din Pârâng. Și am ținut împreună cu colegii să vedem cum este la fața locului, pentru că întotdeauna știm că teoria e teorie și practica e practică. Acum ne întoarcem la viața noastră sindicală și în anul 1999, când era președintele Ligii Miron Cosma, în ianuarie și februarie au avut loc două mișcări sindicale. Una dintre ele, de fapt, a plecat de la închiderea celor două unități miniere, Dâlja și Bărbăteni. Iar de acolo a plecat către bugetul Companiei Naționale a Huilei și s-a încheiat prin celebra pace de la Cozia, că toată lumea știe despre ea, unde era vorba de bugetul companiei aprobat pentru suma de 2020 de miliarde.
Știți cât costă investiția din Parâng în domeniul schiabil? 3.000 de miliarde de lei pe puțin. 3.000 de miliarde de lei. Gândiți-vă că era cu încă 50% mai mult decât ar fi fost bugetul Companiei Naționale a Huilei în anul 1999. Suma este enorm de mare. Ori ca să faci o lucrare atât de mare, ar fi trebuit să o faci pe etape. Ce am văzut noi în Parâng, am văzut că erau făcute pârtile, deci 7 pârtii, au tăiat pădurile, au făcut frumos unde, pe unde să vină schiorii, numai nu ai cu ce să-i duci sus. Din punctul meu de vedere, eu consider că s-a plecat greșit. Întâi ar fi trebuit să faci o pârtie două de calitate, dar să ai și o telegondolă ceva ca să poți să duci oamenii. Ce încasai în perioada asta, puneai deoparte și făceai la anul altceva, dar făceai etapizat. Nimeni nu va veni în Valea Jiului turist să-și ia schiurile și clăparii în spate și să urce sus pe pârtie să se dea o tură pe o pârtie de schi. Cred că este foarte bine că se face, dar consider că s-a plecat greșit la acest proiect. Va dura foarte mult timp, pentru că țara fiind în situația în care este, nimeni nu va da suma asta de bani dintr-o dată să se termine. Oricum, acum, după cât am înțeles, sunt blocate fondurile, dacă nu așa. Nu sunt blocate, nu au bani la bugetul de stat să dea suma de bani. Eu sunt sigur că se va da în timp, însă noi, consilierii, la solicitarea domnului primar, am aprobat un împrumut de 150 de miliarde de lei vechi, pentru dintre ei 130 de miliarde să se continue domeniul schiabil, să se facă cel puțin telescaunul 3, ca să poată să se urce sus, iar 20 de miliarde pentru lucrările de la spitalul de urgență. De-aia spun, trebuie făcut, trebuie și turism. Numai cred că gândirea n-a fost cea mai bună, de cea mai bună calitate la proiectul. Consiliul local, de exemplu, că sincer să fiu, nu mă pricep, nu mi-am propus niciodată să, și nici nu o să fac niciodată, să candidez pe la Consiliul Local sau primărie sau chestii de genul ăsta, că pur și simplu nu mă interesează. Dar așa primesc tot felul de întrebări de la oameni. Totuși, legat de clubul ăsta și, mă rog, ce se va mai construi pe aici, tot primesc întrebări. Ce se poate face cu elevii care stau în timpul școlii în localurile astea? Aia cred că numai organele abilitate, respectiv poliția, să facă controle cât mai dese. Știm cu toții că n-au ce să caute în locale și să servească către minori, da, și alte. Asta numai cei care sunt în lege. Poliția, restul n-are nimeni ce să facă. Acum nu spun că și părinții au partea lor de vină. Trebuie să verifice mai mult copii. Este libertate, da. Este democrație. Dar cred că ar trebui să se mai uite și cum pleacă de acasă, și cum se întorc acasă. Eu mi-aduc aminte când veneam de undeva, de la discotecă sau de pe unde mergeam, mă mirosea mama, tata, dacă n-am fumat, dacă... Bine, acum, dacă ești elev la liceu și n-ai o poză la club, aici peste drum, să zicem așa, cât mai despoiată sau tu cât mai beat, nu poți să intri nimeni de oamenilor. Asta e deja un trend. Iar tinerele nu pot să-și desăvârșească cariera de pocnitori dacă nu au cât mai multe afișări în zona asta. Și... Bun, ce, așa ca și consilier local, ce credeți că zona verde pe care și-a dorit-o domnul Silmi acolo în fața poliției se va transforma în altceva așa peste vreo 2-3 zile și totuși până la urmă s-o primească? Cel puțin eu personal. Sau se va transforma așa într-o zonă industrială sau ceva, nu, un obiectiv? Pentru că acolo nu poate să fie decât o terasă. Să mărească unde are restaurantul, să poată să facă o terasă. Dar din punctul meu de vedere, eu n-am să pot să fiu de acord ca să se construiască o terasă și să se taie copaci. Pentru că dacă mergeți, o să vedeți. Sunt și copaci mai mari și copaci mai mici, care sunt tineri, nu știu dacă au un an, doi ani. Ori un copac din cel mare, care cred că are peste 12, dacă nu 15 ani, până ajunge, nu,
n-am să pot sigur să... nu se uscă copacul ăla în 3-4 zile și devine pericol public. Eu zic că nu. Ar fi inuman să faci, să te pretezi la așa ceva. Dar Consiliul Local până la urmă putea să simplifice, cred eu, strategia asta de împărțire a terenurilor din oraș. Să facă ceva de genul următor, să afișeze o hartă, părerea mea, să vadă unde poate domnul Simiș să-și facă ceva și restul să le dea totuși la alții care probabil vor să mai investească în orașul ăsta. Dar prima dată este să ceară lui aprobarea. Deci să-l chemați acolo în Consiliu, domnule șef de oraș, ești de acord să ne lași pe noi să construim o fabrică undeva? Ești de acord să ne lași pe noi să facem altceva în afară de ce dorești tu? Și el dacă spune da, atunci hai că poate găsim și alții în țara asta și în orașul ăsta care vor să mai facă ceva în orașul ăsta în afară de ce face el. Sunt sigur că se vor găsi. Dar nu se poate pune problema așa. Problema este că acum știm cu toții că în țara asta minoritatea se supune majorității. E rău că în Consiliul Local noi, PSD-ul, pentru că eu fac parte din PSD-ul, suntem doar 5 din 19. Ori niciodată 5 nu este mai mare decât 14 sau decât 11 sau decât 12. Nu va fi. Dar cred că lângă noi, așa cum am reușit și este domnul Toma de la PPDD, care este un locuitor al Petroșanului și vrea ca să nu se distrugă, cred că încet, încet vom reuși să convingem și pe ceilalți colegi ai noștri ca să nu mai votăm să se distrugă zona verde și să tăiem copacii pentru a face nu știu ce terase pentru o perioadă de câte luni. Că nu știu dacă le-au dat drumul de acum din luna mai și până prin octombrie. Bine, dar odată dată, rămâne da. Sigur, da. Și odată ce ai tăiat un copac, v-am spus că durează mult timp ca să revină. După aceea terenurile se cumpără și tot așa și tot așa. Și cu asta o să trecem după aia, o să vă rog puțin la minerit, că să nu uităm că aveți da. O carieră în spate. Ce spune cineva? Personal cunosc pe domnul Simi, este un versat, nu ne asumăm ce spune în acest articol, dar este un versat al afacerilor, învârterilor și manipulării oamenilor din puncte cheie pentru a obține venituri, putere, influență prin orice mijloace, fără scrupule și fără nicio urmă de conștiință. El este o cauză pierdută pentru specia umană. Mă rog, nu dorim să jignim pe nimeni, deci, repet, este un comentariu, aparține unui cititor. Nici nu merită adus în discuție, mă rog. Spune mai multe. Deci domnișoara Lovinia este încă micuță, dar are modele de urmat și este două variante. Ori devine ca domnul Simi, sau va suferi consecințe în caz contrar, dar își păstrează onoarea și demnitatea. Cert este că fie din orgoliu, fie din dorința de afirmare, fie din lupta pentru crâjme ce aduc bani, sau pur și simplu din obligația morală și etică pe care o are față de cetățenii ce au votat-o, se pare că este înțepată, cu ghilimele de rigoare. Eu nu pot decât să o felicit și sper că va continua pe drumul acesta. Repet, este un comentariu pe care nu ni-l asumăm, nu ni-l-am citit, dar mă rog, chiar așa este, este omul afacerilor, învârtirilor și manipulării oamenilor din puncte cheie? Nu. Eu am înțeles altceva. Mă gândesc că l-a înțepat, a zis că o înțeapă unii și alții. Nu. Este un copil tânăr, nu știu dacă, nu cred că are 30 de ani. Mai trebuie să mai capete experiență. Dar oricum a început bine, eu zic, cariera. Dacă vrea, o să vrea să-și urmeze o carieră politică, a început-o bine. Eu cred că noi suntem la o vârstă. Eu pot să vă spun că mă apropii de 50 de ani și cred că se greșește la faptul că nu pregătim generația tânără. Să o pregătim și uitați-vă, mă bucur foarte tare că la conducerea țării este primul ministru Ponta, care este destul de tânăr. Deci și arată că are destul de multe calități și poate să facă ceva. Cred că prin experiența pe care am căpătat-o noi în timp și cu elanul și tinerețea care o au cei care sunt lângă noi, putem să facem ceva bun pentru țara asta. Nu trebuie să ne fie rușine sau să ne fie jenă că avem echipe tinere lângă noi.
cred că vine momentul când trebuie să înțelegem că trebuie să ne dăm la o parte și să lăsăm și pe alții care sunt mai tineri, pentru că acum știm cu toții, și o mașină, dacă o iei și o ții 10 ani de zile, se erodează, nu mai are puterea care a avut-o. Apropo de cei tineri, acum trebuie să spunem și lucrul așa un pic mai direct, PSD-ul Petroșani a dat un pic de cireș cu alegerile, cel puțin la candidatura pentru primar, ca să spun așa. Dacă acum n-a reușit, când a fost valul ăsta USL, va reuși peste 3 ani, că iată, peste 3 ani de zile vom intra, dacă nu cam peste 2, deja o să înceapă campania, că mai sunt 3 ani de mandat pentru primar, în iunie 2016 deja se va pune în discuție un viitor mandat de primar. Eu de aceea am și candidat, pentru că în urmă cu 2 luni de zile au avut loc la organizația PSD alegeri, organizația municipală. Și aceea a fost și intenția mea de a candida, sperând că dacă voi fi președintele partidului, împreună cu cei din conducere, cu grupul care vom conduce partidul, să pregătim de acum cel puțin 3-4 inși care să-i scoatem ca și posibil candidați la funcția de primar și tot așa un număr pentru consilieri locali. Mie mi s-a spus de o parte a electoratului din partid. Încă nu sunt probabil copt pentru așa ceva, să conduc destinele partidului la Petroșani. Ca atare... Bine, dar ați condus odată organizație care avea... Vreo 30.000 da, de membri, nu? Vreo da, două Miron Cosma sau mai mult. Și, nu, eram o echipă. Întotdeauna, noi cei care suntem mai vechi și am văzut, munca în echipă aduce rezultate bune. Unul singur care să conducă, niciodată nu va avea rezultatele doar prin dictatură. Domnul Rus, când votul ăsta, că, mă rog, eu mai am după ce scrie în ziar, că chiar, sincer, am nu prea urmăresc activitatea Consiliului Local, și mi-asum asta, dar văd acolo că domnul Rus ar fi votat pentru să-i se dea terenul ăsta lui Simi sau nu a votat. Deci proiectul cu Simi a fost retras. Domnul Rus a votat pentru celălalt de care vă spuneam cu zona verde. Acum nu știu, poate a fost o scăpare de-a dânsului, poate nu s-a uitat la noi, dar vedeți, de aici și denotă faptul că la PSD nu este dictatură. Toată lumea să facă, fiecare a făcut ceea ce a crezut de cuvință. Noi, cei patru consilieri, am crezut de cuvință că nu este bine să acceptăm să se distrugă zona verde și copacii. Nu știu, de ce să zic. E bine de întrebat domnul Rus ce a gândit atunci sau de ce a votat. Nu pot să... Bine, noi am făcut doar așa o remarcă, legătura... că mi se pare o legătură totuși între organizația PSD de vârf, pardon, la vârful organizației PSD Petroșani și ceea ce se întâmplă pe lângă anumite lucruri și primăria Petroșani, că trebuie să o spunem în acum un an de zile la cel puțin la alegerile pentru primărie, punctul meu de vedere și mi-l asum cu toate riscurile, a fost un om combat pe față, deci nu s-a vrut să se câștige primăria de către candidatul PSD sub nicio formă. Pardon, candidatul USL, greșesc că s-a candidat, dar mă rog, asta este o altă poveste. De asta spun că am impresia că există niște legături, că toate terenurile astea date se dau cu 3 sferturi din 13 voturi. Deci 13 și n-a avut tot timpul să spun așa... cei care au fost majoritari n-au avut, deci cam tot timpul a trebuit să voteze cineva. În curând o să avem niște emisiuni foarte interesante despre anumite terenuri tot de prin Petroșani, cum s-a intrat în posesia acestor terenuri și cum au apărut peste noapte moștenitori, niște lucruri foarte, foarte interesante. Cam maxim 2-3 săptămâni de zile o să vedeți cum au ajuns unii oameni să aibă terenul chiar în buricul târgului, că ce s-a petrecut la nivel național legat de aceste proprietări, ca să le spun așa, au fost câteva lucruri care s-au petrecut și prin Valea Șiului, bineînțeles în Petroșani. Este vorba în Petroșani fiind totuși un oraș uitat undeva de timp, nu a intrat în vizorul nimănui. Dar într-un timp foarte scurt vom
vom face aceste lucruri. Deci, încheiere, domnule Postolache, ca idee, dumneavoastră spuneți așa că vă veți opune în continuare... Sigur și nu numai eu, pentru că sunt oameni și majoritatea consilierilor vor face același. Să credem că PSD-ul o să mai blocheze astfel de inițiative și să ne trezim că jumate din orașul ăsta va fi concesionat de domnul Simi? Nu, deci... Pe jumate, ar mai trei cealaltă jumate. Nu v-am spus, n-am să pot niciodată să mă opun la ceva ceea ce este de bun simț făcut. Dar când este vorba de zona verde, mă doare sufletul să văd. Eu sunt născut în Vulcan și dacă o să mergeți pe bulevard în Vulcan, o să vedeți între blocurile de 5 și de 6 câțiva copaci înalți, destul de bătrâni, și spre bucuria și satisfacția mea este că o parte dintre ei sunt puși și de mine și încă rezistă. Și parcă se rupe ceva în mine când văd că se distrug acele zone verzi și să tai copacii fără să pui altceva. Sunt de acord, cei care sunt bătrâni, care prezintă un pericol de la o furtună să se prăbușească, dar domnule, îi scoatem, dar în momentul în care îi scoatem trebuie să punem și ceva în loc. Deci, cu alte cuvinte, la tot proiectul ăsta s-a opus copacul. Mai țineți minte melodia copacul de da, se înalță, nu știu cum. Așa bun, e. Haideți să facem un pariu. Ne cunoaștem de foarte mult timp, am trecut și prin vremuri mai bune și mai rele. Facem un pariu că, dacă nu vara asta, cel puțin în iarna viitoare copacul ăla se uscă. Am eu așa o presimțire că... Nu vreau să fac pariuri unde pierd. De obicei, s-ar putea să aveți dreptate, dar vă spun, este inuman și cine va face așa ceva. Să nu uite că pe lumea aceasta totul se plătește. Nu pleacă nimeni de pe lumea asta fără să plătească pentru rădele pe care le face. Vreau să mai discutăm, dar... S-ar putea să-i usuce mâna lui-a, care... Da, o chestie și asta. Vreau să discutăm mai multe știri despre minerii, dar promiteți că o să veniți într-o seară... Cu cea mai mare plăcere... Numai vreau să vă spun, n-am avut ocazia să particip la emisiune așa până acum cu dumneavoastră. E, cum să vă spun, nu vreau să pară jignitor că vă compătimesc pe liderii care sunteți acum în sistem. Că mă întrebau multă lume că de ce nu zic nimic de sindicate. N-am să pot să spun niciodată nimic de colegii mei pentru că era un fenomen când eram o forță. Nu pot să compar ceea ce este acum. Din punctul meu de vedere, consider că este mult mai greu să fii lider de sindicat acum și să rezolvi problemelor membrilor de sindicat, chiar dacă nu mai sunt atât de mulți, decât atunci când eram noi. Deci problemele mai mari. Corect, da. Da. Și de aceea nu pot. Trebuie să fiu... Repet, o să vă chem cu siguranță la o altă emisiune. Deci atât că totuși există în Valea Jiului, să spunem așa, și o altă opinie, iar pentru cei care m-ați întrebat pe net că dacă este firesc ca într-un oraș să vă încălțați, să vă îmbrăcați, să mâncați, să mergeți la club și la ștrand și mai știu eu ce, așa, am văzut pe acolo că și curăță iarba pe la... cimitiri și pe nu știu unde, tot felul de lucrări de genul ăsta. Da, mă rog, alte lucruri. Dacă este firesc așa, întrebarea este că nu știu cât de firesc este, nu știu cât de nefiresc este, fiindcă nu-i treaba mea. Legat de cei care spun că elevii stau la club în loc să meargă la școală și azi mine să stea probabil la ștrand, bine că începe totuși vacanța, o să stea la ștrand. Dar este un lucru bun pentru pocnitorile din oraș care nu vor mai trebui să se chinuie, să vină dezbrăcate, adică nu vor avea un motiv să fie dezbrăcate, că se dezbracă frumos la ștrand, trec în club și din club direct în alte zone ale orașului. Deci iată că legătura asta e foarte bună între... Să ne gândim că totuși va fi un gol în generația viitoare acest fenomen, pentru că ei reprezintă generația de schimb. La un moment dat vor ajunge maturi, vor ajunge la maturitate. Dacă vor continua așa, cum spuneți, țara asta se va degrada foarte tare.
Dar noi punem umărul să facem. Și noi asta, pentru... Da, așa este. Iată, în loc să construim o fabrică, să construim o școală sau mai știu eu ce, să construim în Buricul Târgului, construim ștranduri și cluburi. De ce să ne mai mirăm că se pot întâmpla? Cred că aici aveți și dreptate, o parte de vină oare și administrația publică locală, pentru că știm cu toții s-a început acea investiție la școala numărul 5, unde se spunea că va fi un bazin de înot pentru copii. Nici acum nu este gata. Ori așa cum s-au solicitat acei bani pentru domeniul schiabil, cred că se puteau solicita un împrumut ca să terminăm și acel edificiu unde să meargă elevii și să nu meargă la ștranduri și în baruri și în altă parte. Păi da, dacă se făcea bazinul la ultraperformant de la școala 5, aici și guvernul Ponta vine că cel puțin lucrările început ar trebui să le finalizeze, că ele se pot degrada. Dar, de acord cu dumneavoastră până la un anumit punct. De ce guvernul Ponta? Că nu s-a început pe guvernul Ponta. E de câțiva ani de zile. Ori mie mi se pare ceva în neregulă faptul că la Petroșani s-au început atâtea investiții pe timpul lui Boc și nu s-a terminat niciuna. Față de alte zone unde vedem că în altă parte a țării, ba s-au făcut nu știu ce patinoar care nu-l folosește nimeni, ba nu știu ce parc unde nu sunt oameni în satul respectiv. La noi s-au început atâtea lucruri și nu s-a terminat absolut niciun. Este un semn de întrebare. Bine, asta este, este o întrebare la care cu siguranță să-i căutăm un răspuns. Mâine seară voi face o emisiune numai și numai despre minerit. Astăzi o figură importantă din PSD, domnul Nica, la o emisiune pe un post național, culmea a ajuns exact la concluziile pe care le, sau mă rog, la părerile pe care noi încercăm pe postul Capital TV să le transmitem de vreo 4 luni de zile despre ceea ce se întâmplă în producția de energie eoliană și câți bani părăsesc România zi de zi. Am o presimțire că suntem foarte aproape să se întâmple ceva în sistemul energetic din România, dar până una alta trebuie să nu uităm că luna iunie este cea mai grea lună din anul 2013 de până acum, deci este posibil să fie luni și mai grele decât luna iunie, prin simplu fapt că printr-o adresă a celor de la complexul energetic Hunedoara se limitează producția de cărbune pe care trebuie să dăm în luna iunie, ținând cont că avem și 13 șuturi în luna aceasta, veniturile vor fi scăzute. Foarte scăzute. Producția cerută este relativ mică, cu vreo 20-25% mai mică decât producția pe care trebuie să o dăm în mod normal. Este un început și dacă nu ne mișcăm în sensul în care trebuie, ne vom trezi cu surprize mai mari decât cei de la Gorj, care, iată, se pare că vor fi totuși obligați să lucreze doar 4 zile pe săptămână. V-ați putut imagina pe vremea când erați președinte executiv la Ligă împreună cu Miron Cosma să vă spună statul român să lucrați numai 4 zile pe săptămână? Nu, sub nicio formă. Și trebuie să înțeleagă atât politicul, cât și sindicatele și administrația că este nevoie de cărbune. Cărbunele trebuie să fie o strategie politică a țării. Să punem exact cum ați spus, nu va mai ploua, va veni seceta, hidro va cădea. Poate întâmplarea va face că nu mai bate nici vântul în perioada aia. Și atunci vor veni tot la mineri și nu 20-21 de zile cât ar fi un program normal de lucru, o să vă ceară probabil să lucrați 30 de zile. Și atunci ar trebui să puneți și dumneavoastră alte condiții. Niciodată nu m-am gândit că se va ajunge la așa ceva în situația asta. Bun, exact un minut vă mai rețin, dacă doriți să transmiteți ceva telespectatorilor, dar până să încheiem, la ora la care vorbim, producția de energie pe vânt este aproape egală cu producția de energie pe cărbune. Pentru că au fost ajutați foarte tare. Enorm de mult ajutați. Enorm de tare. Un cuvânt de încheiere pentru telespectatori și cu promisiunea că mai reveniți în
Când voi fi invitat, și întotdeauna unde am fost invitat, vin cu drag, nu m-am ferit niciodată de întrebări chiar și incomode și nici nu o să mă feresc. Vreau să spun locuitorilor din Valea Jiului că trebuie să spere, speranța trebuie să moară ultima. Trebuie să nască un colectiv de oameni în Valea Jiului să ducă mai departe și mineritul și pe lângă minerit să creeze altceva. Și o să vedeți că nu va dura mult și se va întâmpla lucrul ăsta. Trebuie, întotdeauna după furtună, după ploaie, trebuie să vină și soarele. Cred că 20 ceva de ani noi am fost numai în furtună și numai în ploaie. Trebuie să se întâmple. O seară bună tuturor. Dacă domnul Siminel a fost deranjat de ce s-a discutat în emisiunea asta, îi acordăm un drept la replică fără nicio discuție. Poate să vină când dorește în această emisiune, dar în opinia mea nu cred că are de ce să se plângă. Din moment ce a acaparat probabil jumate din terenurile din Buricul Târgului și și-a făcut cam tot ce și-a dorit el în această zonă, nu cred că este supărat și nu văd de ce s-ar supăra pe postul nostru de televiziune. Nu ne vom opune în continuare să acapareze terenuri. Sperăm din tot sufletul și ținem pumnii domnului Simi ca la ședința viitoare sau dacă nu la ședința viitoare Consiliul Local, peste două ședințe, copacul care a stat în cale să se uște probabil va fi nevoie să fie tăiat și va putea să ia în concesiune și acest teren unde să-și facă pentru început o terasă, după care un strand în fața poliției municipiului Petroșani ar fi o realizare, zic eu, senzațională și lumea s-ar simți foarte bine cu un strand lângă piața agroalimentară, apoi lângă piață să facem și în parcul acesta mai putea oare face. Dacă dispare iarba de acolo, ar putea să facă ceva acolo. Acolo este o zonă chiar pretabilă la tot felul de construcții. Da, uitați, încă o idee să-i dăm domnului Simi. Vă urez o seară bună, noroc bun tuturor. Ne vedem mâine seară într-o emisiune cu totul și cu totul dedicată mineritului. M-aș fi bucurat să avem un investitor care să concesioneze un câmp minier, exact cum spunea un coleg de-al meu, să deschidă o mină, că până la urmă la minerit ne pricepem cel mai bine. Și exact așa cum era o replică celebră într-un film, fără minerit, Valea Jiului e pustiu, ca să termin această seară. O seară bună, noroc bun tuturor!